Coordonatorii ai lucrării sunt dr. Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman și diacon dr. Ionița Apostolache. Pentru că cei doi mitropoliți, Firmilian Marin și Nestor Vornicescu, au reprezentat atât două exemple de slujire preoțească, cât și de sprijinire prin activitatea culturală a învățăturii ortodoxe în vremurile grele pentru biserică, acum viața lor poate fi mai bine cunoscută. Mitropoliții Firmilian Marin și Nestor Vornicescu sunt două icoane vii în biserica, pentru Biserica Olteniei. Primul dintre ei, slujitor de mare rafinament duhovnicesc, slujitor de mare clasă liturgică, un pasionat redactor de text jurnalistic, de text teologic chiar, și-a pus amprenta asupra Arhiepiscopiei Craiovei, asupra Mitropoliei Olteniei, într-o perioadă foarte, foarte grea. Au vorbit despre viața spirituală a celor doi ostași a lui Hristos, preoți care au fost îndrumați în viața duhovnicească de Firmilian Marin și Nestor Vornicescu. La eveniment au participat și cunoscuți oameni de cultură din Craiova, care le-au studiat activitatea și au cunoscut pe cei doi mitropoliți. Mitropolitul Firmilian, un aristocrat al spiritului și de o eleganță ieșită din comun. Avea o elegență deosebită, vorbea foarte frumos, niște gusturi foarte rafinate. L-am cunoscut în altul Nesto din 1970, când a venit domnia Sfinția sa în Craiova. În primele zile când a venit, s-a așezat la nivelul statului că voia să cunoască cultura și biserica oltenească, venise episcop vicar. De atunci ne-a legat, zic, am fost onorat de prietenia domniei Sfinției sale. Chipurile lor pe aceeași copertă și un florilegiu de gânduri, de date, de mărturii, cuprinse între paginile, între coperțile aceleiași cărți. Nici chiar ei nu și-au putut imagina că ne vine ideea unei astfel de alcătuiri. Mitropolitul Firmilian Marin a fost cel care a redeschis activitatea administrativ-bisericească după desființarea Arhiepiscopiei Craiova în perioada regimului comunist. A păstrat, dincolo de toate greutățile și necazurile perioadei care a zdruncinat biserica, nădejdea în Dumnezeu. Nestor Vornicescu a avut o activitate bogată în domeniul scrisului, lăsând în urmă o moștenire de neegalat. Sub îndrumarea lui s-a înființat la Craiova în 1992 și Facultatea de Teologie Ortodoxă.